Primul joc din acest an pe teren propriu al echipei CS Phoenix Chișinău va fi unul extrem de dificil pentru nou promovat în Divizia 1. Chiar dacă a avut un parcurs bun în prima parte a sezonului regulat, zarurile nu au fost aruncate și echipa chișinăuană mai are mult de muncit pentru a se califica în play-off, iar acest lucru este conștientizat de gruparea de sub Măgura Chișinăului. Ajunsă pe locul 7 în clasament după 12 partide disputate, echipa chișinăuană va primi sâmbătă de la ora 17 vizita echipei Club Sportiv Unirea Dej, gruparea care a încheiat sezonul precedent pe locul 4. În ciuda acestui aspect, gruparea antrenată de Mircea Abraham nu își permite să facă pași greșiți și țintește victoria în jocul cu echipa din județul vecin. Dacă Unirea Dej are obiectiv clasarea pe un loc de cupă europeană, echipa din Chișinău și-a propus pentru primul sezon de la revenirea în primul eșalon să se mențină pe prima scenă a voleiului românesc, însă cunoscută fiind ambiția antrenorului Mircea Abraham, unul din cei mai buni voleibaliști pe care a avut țara noastră în toate timpurile, gruparea din Chișinău nu se va mulțumi doar cu atât și va lupta pentru o clasare în prima jumătate a clasamentului. Partida de sâmbătă va fi condusă de Mirel Zaharescu din Galați, arbitru de scaun, și Răzvan Lupuțan din Baia Mare, arbitru secund.